Bună ziua, domnule Codrin Ștefănescu, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bine v-am găsit. M-am gândit să structurăm interviul nostru de astăzi pe trei teme mari. Guvernul tehnocrat, alegerile locale și, până la urmă, soarta PSD-ului, unul dintre cele mai importante partide din România. Și aș începe cu guvernul tehnocrat. De ce aș începe? Pentru că v-am tot urmărit zilele acestea și pe la diferite televiziuni am văzut că sunteți o voce destul de critică. Ați criticat diferiți miniștri, ați avut tot felul de reacții nu tocmai pozitive. Ce să înțelegem? PSD-ul, prin vocea dumneavoastră sau oamenilor ca dumneavoastră, pregătește poate o viitoare moțiune de cenzură? E nemulțumit de acest guvern? PSD-ul nu a face parte din guvernul ăsta. Noi nu-l susținem. Am dat un vot de investitură, că am fost obligați, ca să înțeleagă toți cei care urmăresc știrile. Care e adevărul? Ne-am fost dat în offside de către partenerii noștri. Când s-a dus Dragnea la Cotroceni cu propunerea Liviu Voinea, noi nu mai aveam partenerii pe vremea respectivă. Nu aveam majoritate pentru această propunere. Și atunci aveam două variante. Lăsăm să nu mai fie guvern de tehnocrați și să vină domnul Blaga cu ai lui și să-și pună miniștrii care stau la coadă cu domnul Alomițeanu, cu doamna Voș și să duce praful de tot ce am construit PSD-ul și aliații timp de 3 ani de zile în România. Sau dăm un vot de investitură unui guvern tehnocrat cu care negociem. Adică dăm un vot de investitură, stai o perioadă limitată de timp, unic în istoria Europei să stai așa un an de zile un guvern tehnocrat fără sprijin politic, dar faci programele noastre, adică dai pensii, salarii, nu la taxe și impozite, nu anulezi codul fiscal, etc. Nu faci vreo boacă, adică stau milioane de români și așteaptă ca lucrurile astea bune să se producă. Faci așa că ți-am lăsat visteria plină. Dacă faceți, dăm un vot de investitor. Da, spune Cioloș. Vine la noi la întâlnire, colegii noștri pun două feluri de întrebări, inclusiv întrebarea mea dacă își face sau nu partid folosind pârghile guvernului și zice ce nu o să-mi fac, nu intru în politică. Am văzut cum, o să vedem cum este cu visteria, numărul la taxe și impozite. Toată lumea o să fie mulțumită, merg mai departe. Dacă ați lăsat totul ok, nu să tăiau acum pensii cum făcea Boc pe vremuri și cu Băsescu. Ok. Atunci ia votul nostru de investitură. Și așa a ajuns guvernul acesta plin de tehnocrații. Care însă de-a lungul timpului, și asta nu e vina neapărat a lui Cioloș, nu știu dacă și-a făcut el singur tot guvernul ăsta sau nu, i s-a și sugerat din zona de dreapta. Așa. Sunt niște miniștri aici care, prin declarații, prin tot, sfidează pur și simplu pe români. De exemplu, domnul Biriș. Urma să vă întreb despre fiecare ministru în parte, dar ați anticipat un pic întrebarea. Spuneți-ne da, de Biriș. Biriș, de la finanțe. Deci vine unul de la finanțe și spune așa, zice eu, să există român fantomă care se ascund, iar mama lui și nu plătesc taxe și impozite. Ăștia care n-au locuri de muncă și trebuie să-i vâne și pe ăștia. El, în schimb, având offshore-uri care nu plătește impozite, adică le are dincolo, peste hotarele României. Adică e o brăzicie fără seamă. La noi nici măcar n-ajungea un astfel de om pe post de ministru secretar de stat, sub nicio formă. Sau dacă, nu știu, aleatoriu ar fi ajuns și ar fi făcut astfel de declarație, nici nu trebuia declarație și era demis de către partii din prima, îi se cerea. Ia, pune-ți tu mandatul și du-te tu acasă. Ceea ce nu se întâmplă la tehnocrați, pentru că n-au, neavând politic, n-au în fața cui să răspundă. Și nici de electorat nu le pasă, nici de români în general. Păi vine ministrul sănătății și spune că haideți mă români, că voi aveți un sistem de sănătate mult prea performant pentru cât munciți voi. Astfel de declarație era clar cu demisie pe loc. Pe loc, nici mai simt pe loc, adică acolo în conferința de presă. Era o, venea o voce și spunea, dom'le, ia desul demisie acum. Hai, pleacă de la microfon. Doamna tot... Raluca Prună, să mai continuăm așa scurt. Doamna Raluca Prună, care însă și trimite tot ce tot înseamnă intelectual și scriitor, în general la săpașanțuri. Adică nu contează. E ca în anii... Ca în anii 48, mi-a plăcut foarte mult la un post de televiziune, au dat o secvență din cerebrul al lui Vișan, din cel mai bine dintre pământeni, în care îi primește pe noi condamnați politic acolo în închisoare și le spune, avem aici și miniștri, și intelectuali, și profesori, și da, filosofi, așa, pe care învățăm să muncească ca să-și câștige traiul și repete ca proștii lor și al copiilor lor. Deci puneți mâna pe sapă, nu contează că ești geniu în finanțe sau în ceva. Da? Bun, astfel de declarații, dar sunt multe așa, sunt foarte multe declarații de genul ăsta, normal că trebuie sancționate într-un fel și n-am făcut decât să sancționez ca voce așa, nu singulară, dar ca vocea mea. Mai sunt colegi care fac lucrul ăsta, nu e un punct de vedere oficial al partidului. Dom'le, vreți să demiți acești miniștri care își bat joc de români.
Dar ca să facem niște observații pe fondul acestor lucruri, da, putem să le facem. Putem să le facem, să le spunem, noi ați dat o razna, știu că sunteți guvern tehnocrat, dar domnul Cioloș, a fost scrisoarea mea deschisă de ieri. Domnule, v-ați întâlnit la Vila Lac cu acești miniștri să schimbați strategia de comunicare cu societatea civilă și cu mass media. Am înțeles, dar cum? Măcar dai o sancțiune la aia, le-ai spus să nu mai vorbească astfel de prostii, să nu mai jignească pe români. Nu poți să-ți permiți, chiar dacă te toci înapoi la Bruxelles, pe urmă, dintre miniștri ăștia, vii stai un an în România și jignești pe români în felul ăsta. Hai mă, că aveți prea, e prea bine pentru voi. Mai e ministra care spune că trebuie să muncim pe 2 lei, ca în Brazilia și în India, că deja suntem foarte bine plătiți. Noi care suntem social-democrați și încercăm să mărim salariile și pensiile, că noi spunem că doctorii, profesorii mor de foame, pur și simplu, și trebuie să le mărim salariile, că pensionarii mor de foame după ce au muncit 30-40 de ani. Și vine doamna asta și spune, lasă-mă, că pe 2 lei puteți să munciți, vara puteți să mâncați urzici. Normal că te deranjează lucrul ăsta și atunci ai o reacție. O reacție umană, nu neapărat politică. Primul lucru, o reacție umană. Da, dincolo de reacția umană a unor oameni ca dumneavoastră, există totuși și varianta să avem și o reacție a partidului care în esență s-ar concretiza într-o moțiune, nu? Chiar dacă e un interval scurt, da? Dacă vor continua așa, e tot ce este posibil. Însă a fost la un milimetru de o reacție foarte dură din partea PSD, în momentul în care domnul Cioloș a căzut în capcana întinsă de Alina Gorghiu și Vasile Blagă de a schimba regula jocului în timpul jocului. Adică dacă de a face politică și a vrut să schimbe legea electorală. Adică turul, două tururi în loc de un tur, acum cu trei luni de alegeri. Și atunci Liviu Dragnea s-a enervat și a cerut cexului când am întâlnit la Sinaia un vot de încredere pentru a boicota alegerile. Asta însemna de toate, boicot de alegeri, moțiune de cenzură, erau mai multe lucruri. Adică era boacăna cea mare, cum spunea Dragnea. Guvernul ăsta de tehnocrați începe să facă politică și să facă politică pentru unii. Și atunci era boacăna cea mare, nu mai erai reprezentativ pentru popor. Dom'le, acolo stai un an de zile după tragedia de la Colectiv, ca să așa cerut strada, stai și fă bine oamenilor. Ți-am lăsat bani în bisterie, ți-am lăsat programe sociale, ți-am lăsat, fă ce vrei tu acum. Du mai departe programele astea, dar nu face politică. Nu încerca să faci întâlniri de genul ăsta. Cioloș s-a prins, a fost foarte inspirat, a spus că nu se bagă în așa ceva și lucrurile s-au temperat din punctul de vedere. Apropo de miniștri și de modul în care își fac treaba, în guvernul tehnocrat există și un domn care este foarte apropiat de PSD. Mă refer la Vasile Dâncu, vicepremier. Dânsul a recunoscut și public, pe lângă faptul că provine din PSD, a fost membru, chiar dacă s-a rupt la un moment dat, are și o relație foarte bună de prietenie cu președintele PSD-ului. Contează prezența sa acolo totuși când se face o analiză la nivel de partid în raport cu guvernul? Când am dat votul de investitură pentru guvern, prezența lui Vasile Dâncu a fost un fel de garanție. Adică era un intelectual de stânga, foarte de stânga, Vasile Dâncu, care ține cont de lucrurile astea. Deci un om care atât timp a avut o relație foarte bună cu sindicatele, cu oamenii simpli, cu clasa muncitoare, ca să zic așa, a făcut analize și a scris cărți despre această problemă și tematica asta în România. El a fost, pe vremea guvernului Năstase, când era membru PSD, primul om care a ridicat problema inechității salariilor. Și a spus, nu se poate ca unii să muncească câte 12 ore, 13 ore pe zi, pe un salariu mizerabil, în timp ce un alt funcționar de nu știu unde, membrii nu știu câte agauri sau consiliul administrație, câștigă într-un loc cât câștigă muncitorul la 11 ani. Deci a fost primul, a și scris despre lucrul ăsta. Și atunci, știind cu toții că este de stânga, chiar dacă nu mai e membru PSD de foarte mult timp, s-a delimitat de politică, s-a ocupat mai de cercetare, pentru noi și pentru colegii noștri a fost o garanție suplimentară. Adică, doamne, guvernul ăsta de tehnocrați, așa mai mult axat pe ce spune Bruxelles decât pe ce spune România reală, va avea în interiorul lui ca guvern un om foarte inteligent care îi îndrumă pe calea cea bună. Asta și-a luat o raznă aici. Nu mă uitează ce spune Bruxelles. Situația noastră în România e cam asta. Și le explicăm noi la Bruxelles de ce trebuie să facem lucrul ăsta. Și a fost o garanție suplimentară, Vasile Dâncu. Și asta e tot. El nu este membru un partid. Are o relație bună cu Dragnea sau cu noi. Are relație bună și cu cei de la pe dreapta. Are relație bună și cu Klaus Iohannis. Are relație bună cu foarte mulți oameni. Înțeleg. Înainte să lăsăm guvernul de tot în pace și să mergem spre alegerile locale, aș mai discuta despre proiectul, unii l-au numit proiectul Alinei Gorghiu, alții proiectul PNL-ului. E vorba de modificările din sănătate, de această obligativitate a prevenției în domeniul sănătății, analizelor medicale. Cum se vede la PSD chestiunea aceasta? Este o lege oribilă. Ce a propus doamna Gorghiu și cu Nicolescu este oribil.
Asta tot, adică nu poți să faci așa ceva. Oamenii care se îmbolnăvesc de cancer, Doamne ferește, nu vor ei se îmbolnăvească. Sunt semenii noștri, trebuie să ajutați. Nu le faci o lege înainte, faci prevenire, te duci să faci analize. Și la analize spune, nu, te fumezi cam mult, 3 pachete pe zi, o să ai o problemă cu plămânii. S-ar putea să faci cancer pulmonar. Și pe 20 de ani tu faci cancer la prostată. Ce faci după legea asta? Plătești înapoi, nimeni n-a înțeles absolut nimic. Deci au sărit toți, începând de la medici, colegiul medicilor, oameni din sănătate, sistemul sindical. Toată lumea a spus, domnule, o prostie lucrul ăsta. Când om se îmbolnăvește, noi trebuie să facem societatea tot ce se poate pentru a-l ajuta. Sigur, au medicamente compensate, asta este. Muncim cu toții între timp și dăm taxa aia mică acolo pentru ca unul dintre noi când are astfel de problemă, care e de viață și de moarte, să poată fi ajutat. Nu trebuie să-i faci o lege în sensul ăsta ca să anticipezi. Adică să atragi atenția, vezi că dacă te îmbolnăvești și nu știu ce, n-ai trecut pe la prevenție și plătești din buzunar. Ce? Să plătești. Pe de altă parte, sistemul medical înghite foarte mulți bani și oricum i-ai redirecționa, cineva va fi nemulțumit. Dacă îi bagi în spitale, o să spună unii de ce nu băgăm în altceva. Acum a fost un proiect, nu știu. Ce proiect? Care ar fi viziunea de stânga, să spunem nu înțeleg, așa, privind nu înțeleg așa. Viziunea de stânga este asta. Când ne ținem cu oamenii în general și în cazul acesta cu cei bolnavi, au de plătit întotdeauna. Trebuie făcut orice pentru ei. Ce nu înțeleg este tipul de teatru pe care joacă ăștia de dreapta, adică cu doamna Gorghiu în frunte. Până acum, un timp, făcea parte din asociația împotriva cancerului la sân, cu să ajutăm pe cei, pe femeile care au această problemă. Deci era o militantă și luptătoare înverșunată. Brusc, după domnul Nicolescu, s-a schimbat. Acum vrea altceva, cu totul altceva. Nu știu ce interese are grupul care i-a amânat să semneze această lege. În orice caz, azi ce a spus și ieri Dragnea, PSD-ul, dacă a semnat cumva proiectul acesta și vor atinge semnăturile, dacă avem vreun parlamentar. Nu cred că avem. Bun. Asta a fost un proiect semnat inclusiv de cei din PDL, adică pe zona lor de dreapta, noul ăsta PNL, Alina Gorghiu, domnul Nicolescu și cu ea de la PDL, domnul Blaga. Semnează așa, fără să se uite, unii nu semnează fără să se uite. Și dacă nu erați voi cei din presă să ridicați prima dată vocea la asemenea aberații, eu vă spun că aberația asta se rostogolea și devenea ușor, ușor un subiect de impus pe masa Parlamentului. Presa aia e foarte importantă în România. Pentru mine, ca om care provine în politică de pe baricadele lui decembrie 89, am spus doamna că presa e cea mai puternică voce. De fapt, puterea mărul în acest stat. Presa de multe ori a schimbat traiectoriile astea oribile, urâte sau devieri de la traseu a unor oameni importanți prin faptul că au sunat opinii publice niște adevăruri și atunci lucrurile și-au revenit. E ca și în cazul ăsta. Totuși, mai rămâne cu o idee pe tema aceasta sănătății. În afară, în Statele Unite, în Europa de Vest, nu spunem noi românii, sănătatea e considerată și un lux și acolo când te duci, se face o radiografie cu ghilimele de rigoare. Ce valoare a asigurărilor ai tu? Ești de valoare 1, de 2, de 3. Viziunea cealaltă de care vorbim noastră de stânga presupune, ca să spunem așa, o egalitate a oamenilor atunci când merg în sistemul medical. Nu e oarecum, să spunem, inechitabil față de cei care, asta e, vrem nu vrem, plătesc mai mult decât ceilalți? Nu, în România nu, să vă spun de ce. Eu cunosc foarte mulți medici chirurgi excepționali care stau numai în spitale de stat, nu și-au făcut birou particular, cabinet la privații. De multe ori privații zic, domnule, ați venit la noi, vă face niște super analize, super costisitoare, super radiografii, super ce vreți. Dar mergeți la profesor Xulescu de la spitalul cutare de stat să vă vadă și el. Este invers. Deci sunt oameni de genul ăsta în sistemul sanitar românesc, medical românesc, de mare excepție. Sunt medici care primesc delegații din sănătate pentru a lua lecții. Nu viceversa. Nu se duc ai noștri în Elveția, vin elvețieni încoace, vin francezi încoace. Să asiste la operații, la modul în care activează medicii noștri. Sunt foarte buni. Și normal, dacă medicul ăla nemaipomenit de bun stă pe un salariu oricum mizerabil în sistemul de stat, mai e și vânat de către tot felul de organe, că dacă a primit o sticlă de vin sau un pachet de țigări, ops, hai, lua și pagă, domnule, trebuie să te băgăm la pușcărie. După ce când stă în situația asta, mai venim și colege care îl obligă pe el să facă niște lucruri care depășesc jurământul lui Hipocrate. Adică e o demență ce se întâmplă la noi. Este o demență. Și vă spun de ce este o demență. Hai să luăm cazul colectiv.
Și la voi aici, la PS News, s-au apărut declarații unor medici care spuneau așa: domne, avem niște medici fabuloși de buni în astfel de operații pe arsuri, care nu pot să-i chem la spital, nu pot să-i chem și la Fundeni, și la Sarsene, și pe nu știu unde, pentru că sunt anchetați. Și organele care le anchetează, am făcut noi cerere, domne, lasă-l, domne, îl anchetez mai târziu. Este, nu știu, ales la domiciliu sau pentru, nu știu, pentru un pachet de cafea sau ceva. Lasă-mi-l, am nevoie de o săptămână, zi și noapte aici, când e cei mai buni doctori și asistenți. Nu. Deci la noi sistemul funcționează haotic. Eu cred că lucrurile ar trebui rezolvate undeva de sus în jos, nu de jos în sus. Dacă sărim de la una la alta, da. Ziceați de povestea asta cu anchetații și am văzut recent o informație pe surse că la întâlnirea, să spunem, informală dintre senatori și ministrul Raluca Brună s-a pus problema, chiar un senator PSD a pus problema că există o presiune pe parlamentari și că se simt, nu știu, se simt bânați. Cred că chiar așa a fost termenul. Se simte chestiunea asta la nivelul întregului partid sau era pur și simplu o discuție și un membru PSD a venit cu ideea asta? Nu, eu am spus-o public. PSD a fost cel mai vânat partid și sistemul a fost creat în jurul vânării acestui partid. Sistemul creat de Traian Băsescu a avut ca țintă dizolvarea și distrugerea PSD ca cel mai puternic partid, din care făcea parte pe vremea aia principalului dușman numit Adrian Năstase. Și nu s-a lăsat Băsescu până l-a băgat la pușcărie. Deci pe fostul prim-ministru care a tratat negocierile pentru integrarea noastră în UE și NATO, un om respectat internațional și un cel a băgat în pușcărie pentru afișe de campanie care nu și le-a făcut el și pentru termopane. Adică spre jignind inteligența tuturor românilor, jignind inteligența presei din România care e foarte puternică și creând o stare de, nu știu, de așa de interrogativă pentru extern. A fost primul exemplu, după care au urmat toți. Ne-a decapitat la vârf toate județele unde erau peste 50% procentele pentru PSD, județele roșii cu numea, decapitate. Luați toți. Președinți, vicepreședinți, parlamentari, deci era sistematic. Țineți minte că Bogdan Chirea și colegii voștri din presă în 2012 au apărut cu lista privind, în 2012, am început 2012, lista sistemului lui Băsescu privind refacerea PSD-ului de la vârf. Și erau pe județe. Deci unde vom fi atacați? Așa a fost. Numai că colegul vostru s-a înșelat. Au fost de două ori mai multe lovituri pe care le-am primit. Asta în condițiile în care spuneți că a fost atacat PSD-ul în mod vizibil de sistemul de justiție. Mă întreb dacă nu e oareșcum o compensare, o autoreglare a sistemului prin faptul că, iată, de partea cealaltă avem cazurile Elena Udrea, cazurile ANRP, Bica, eu știu, primarii din PNL, fostul PD și așa mai departe, care sunt și la rândul lor cercetați. Nu. Elena Udrea este luată pe o chestie pe care eu cred că o să câștige. Aia cu Gala Budeș. Da, dar e luată pe vreo trei, în esență. A, în sfârșit, nu. Vă spun eu. Deci sunt luat pe chestii ușurele. Băsescu a fost chemat odată la parchet vis-a-vis de amenințarea lui către familia senatoarei Gabi Firea. Și cam asta a fost tot. De sistemul și-a plăjat Tătuca și Camarila. ANRP-ul e totuși ANRP-ul din cauza denunțurilor în trei prea mari, că totuși denunțurile legate de am dus banii de la ANRP, i-am dus la Modrogan, la sediul PDL, cash, milioane. Miniștrii s-au dat milioane, i-au dat milioane pentru campania lui Băsescu la prezidențiale, pentru ce. Nu-i treabă nimeni de sănătate. În schimb, vânați sunt tot cei din PSD. Vă mai dau un exemplu ca să înțelegeți lucrul ăsta. Când era Traian Băsescu, până acum de curând era președinte, lucrurile au cam așa. Voi cei din presă spuneați, doamne, iată ce a apărut autodenunțului, știu ce, respectivului, cum s-au împărțit în Elveția între ei 22 de milioane de euro, ultima plată de ANRP. Cu nume, prenume, cine au fost și așa mai departe. Unii au recunoscut. Ce făcea sistemul? Îl vânea pe deputatul PSDX, care și-a angajat fata în căruțul, având probleme, așa s-a născut fetița aia, la cabinetul parlamentar. Deci fata cu handicap, angajată pe un salariu de 1000 de lei la birou din județ al parlamentarului parlamentar X, era caz de anchetă, incompatibilitate, infracțiune, corupție. În schimb, la centru, ultima plată între ei, 22 de milioane cash în Elveția, nu era nimic. Cam asta era și poporul a început să observe lucrul ăsta. Stai, dumne, așa. Păi amărât ora și a angajat fata în căruț. Zice, bă, ok, i-a dat câteva salarii, luați bani înapoi, fetițele, dacă credeți că e rezolvat problema. Dar aici se întâmplă niște bube mari, mafia ăsta controlează tot.
vând munții Carpați, factere gondole la câmpie, asfaltări cu de 100 de ori prețul față de Polonia, fură de ANRP, ne taie salariile și pensiile și într-o singură zi își dau 155 de milioane cash. Adică este o aberație. Ce faceți cu ăștia, sistemule? Și sistemul a tăcut. După care vine noi la putere. Poporul nervos votează USL-ul și rupe în tot. Primul lucru pe care îl face Ponta și PSD, două ori din ministerelor, și spune, așa cum am publicat noi în 2011, pe vremea când era Năstase Liber, Cartea Neagră a regimului Băsescu, pe toate informațiile astea faceți audit la fiecare minister. Toate norocile care au făcut pediștii ăștia lui Băsescu, trimiteți-le la parchete. Și au făcut 355 de plângeri. S-a răspuns la două. În trei ani și jumătate. La două. Asta este tot. Și atunci când îl văd pe Băsescu liber și fericit, bunic, având și partid, parlamentar, vrea să ajungă și primar la București și să intre și în turul 2 cu ăștia și negociază de zor cu fostul PDL din noul PNL, cum fac ei sforurile pentru cele două tururi și cum promite oamenilor că o să fie viitorul prim-ministru și cum se vorbește deja despre fuziunea între PNL și Mișcarea Populară cu Băsescu, Tătuc, și îl văd liniștit că nu întreabă nimeni de sănătate, de nimic. Nici când era primar, cum a dat cartiere întregi într-o singură zi. Nici din casă din Mijloc, nici de flotă, nici de camarila lui, nici de banii negri, nici de nimic. De absolut nimic. Nu întreabă nimic. Cred că sistemul, când este foarte nervos, vine așa la Băsescu. Zice, domnule fost președinte, vreau să vă pun o întrebare dură. Dură! Ca să vă termin. Spuneți, drăguț, cât aveți ceasul? Scuzați-mă de pentru deranj. E cam bancul ăla prost. Așa se comportă sistemul creat de Băsescu cu cel care l-a creat. Și nu s-a schimbat absolut nimic. Absolut nimic. Am crezut totuși, doamne, după prezidențiale, când a ieșit Ponta al nostru sau a ieșit Iohannis, se vor schimba niște lucruri. Adică oricare dintre aceștia doi președinți ar fi ieșit, noi am fi vrut să iasă al nostru, a ieșit al lor, ok. Dar și Iohannis la rândul lui a fost o victimă acestui sistem, că și el a fost vânat. Mai ales după momentul în care a acceptat să intre în cadrul USL-ului la propunerea lui Crin Antonescu și nu ce și primar, la 80% în Sibiu. A fost țintă și l-au tărât și pe el, nu pe aia cu casele, cu tot felul de incompatibilități tâmpite, ca primar, nu ai voie ca primar să faci parte din nu știu ce consiliu de administrație pe gratis. Că dumneavoastră, dacă tot le dau bani aia, să verific și eu, ca în Europa, ce fac cu banii care dăm noi în municipalitate. Deci tărât și vânat, a ajuns președinte, a dat norocul peste tine și zice, schimbă ceva, fă ceva. Adică nu lăsa sistemul ăsta să persevereze în creat de altul, să se simtă puternic și un cecă. Acum s-a ajuns la nivelul în care numai în Parlament, numai parlamentarii, clasa politică, presa, oamenii simpli din România au senzația că cineva, nu știu ceva, o forță asta ocultă, o putere în asta care nu o vezi, invizibilă, care nu poate fi mirosită, nu poate fi simțită, e cea care coordonează jocul. Și un sentiment foarte neplăcut. În momentul în care fetița mea de 15 ani vorbim cu colegii ei, spune la telefon, nu știu, vreau să copieze la o lucrare, ca orice copil, așa am făcut și noi. Spune, nu vorbim prin telefon asta, că ne ascultă ăștia. Și ne-o întreb, Andra, dar de ce vorbești așa? Păi toată lumea știe, ne ascultă telefoanele peste tot. Zice, puteți să avem microfoane și în clasă. Puteți să avem microfoane și în toalete. Deci, cu asta copiii noștri trăiesc. Asta aud acasă, spaima părinților lor, că nu mai au nimic privat, că drepturile lor sunt încălcate sistematic. Se preparează copiilor și am senzația eu, care am supraviețuit baricade de la Inter acum 26 de ani și jumătate, că devine mai rău decât până la Ceaușescu. Și sentimentul ăsta nu este folositor pentru noi. Și totuși, cu sistemul creat, necreat de Traian Băsescu, cu el revenit în peisajul politic, există o șansă și se pare din ce se vorbește pe la colțuri în sondaje destul de mare, ca Traian Băsescu să redevină poate primarul capitalei. Asta ca să mutăm un pic discuția în zona alegerilor locale. Vă spun cu ce face PSD-ul în sensul ăsta? E pregătit să lupte cu un Traian Băsescu candidat cu șanse la capitală? Să ne pregătim să luptăm cu Traian Băsescu și cu răul care l-a creat el, fără milă. Și cu toți aliații pe care și-au luat Traian Băsescu în această bătălie, dacă vrea să intre. Și cu cine ar putea lupta PSD-ul împotriva lui Traian Băsescu? Nu știu, avem variante, în orice caz, nici nu se pune problema. Sunt puternici ca partid și eu cred că românii n-au uitat 10 ani de teroare și le aducem aminte și acum prin ce au trecut. Și nu vorbesc mai de teritoriale și pensii, vorbesc de lucruri grave, de încălcarea unor drepturi și unor libertăți, despre pumn în gura presei care informa poporul despre toate nenorocirile. Pe cât avem un volum despre ziariștii anchetați sau arestați
în cei 10 ani de băsism la nivel național, adică colegii de voi și din presa locală, care spun lucrurile astea. Dom'le, cum am deschis mafia portocalier din județul meu, mi-a luat-o pe nevasta, pe socru, pe băiatul, m-a luat pe mine. Adică a fost o vânătoare teribilă. Oamenii trebuie să uite lucrul ăsta. Să nu uite lucrul ăsta. Sunt oameni care se plângeau de niște fel de baron, de niște îmbogățiți personate ai PDL-ului, care aveau angajați, nu știu, un sfert din județ. Adică, la maniera asta, erau proprietari de Românie, ca Marila lui Băsescu. Cu un sistem creat care să-i protejeze. Ce spune Udrea? Dom'le, cu șefii parchetului și ai sistemului, stăteam la masă. Veneau la masă la mine să bea cafeaua cu mine. Deci veneau, nu mă duceam eu, veneau ei, adică îi chema. Vedeți, miercuri la ora 11, cafeaua la mine. Să trăiți toată lumea din sistem. Cam așa funcționa. S-a schimbat ceva, tot ăia sunt. Și totuși, domnul Ștefănescu, aș reveni la povestea cu localele. Eu zic că e o situație mai mult decât atipică tura asta. Trei luni și puțin, vin alegerile și nu numai PSD-ul, nici PNL-ul de partea cealaltă și nu e cazul doar la capitală, nu și-a prezentat candidații. Acum 4 ani mi-amintesc că știam despre cine vor fi candidații, poate cu un an înainte. Își făceau o campanie, să spunem așa, cu ghilimele. Acum nici măcar nu se știe, parcă ar fi iepurași și scoși din joben de către magicianul. Ajungem la ce am vorbit adinauri, un subiect. Politica acum se face la maniera în care tu, ca om simplu, vrei să faci politică. Vrei să candidezi. Ești susținut de un partid. Prima întrebare care ți-o pui este ce am făcut eu toată viața mea. Sistemul care poate îi place de fața mea sau nu. Și te găsești, domnule, la grădiniță, e furat ascuțitoarea unei colege, hoțule. Scurt. Așa ne-am obișnuit. Și atunci sunt foarte mulți candidați, în toate partidele, inclusiv în PSD, la nivel național, care spun, domne, nu mai intru în acest joc. Tu te vrea comunitatea, te-a ales nu știu câte ori te vrea. Nu mai pot. Dau cu semnatul pentru toate prostile și pentru toate nu știu ce. Angajații mei din primărie nu vor să mai semneze nimic din cauza anchetelor. În general, nimic. Încercăm să rezistăm sub forma asta, fără să facem nimic, decât și pentru asta putem să fim anchetați. Adică presiunea să dea de magna de părțile încât zice eu mai mine mă las. O situație asta afectează foarte mult. Ne afectează pe noi. Iată că am primit critici și externe pentru lucrul ăsta. Ați văzut, critici externe, nu luați bani de ai noștri de la noi, pe gratis care vi dăm, pentru că funcționarii voștri nu vor să semneze de frica anchetelor. Alo, România, treziți-vă acolo. Faceți ceva pentru voi. Ce e la voi acolo? Da. Totuși, în sistemul ăsta, ce o să faceți? O să scoateți niște candidați cu o lună, două înainte, pe care votanții, până la urmă, poate nici n-apucă să-i identifice, să-i cunoască? Nu, sunt identificați oricum la PSD, ăsta am fost mai tranșant. Noi luna asta o să lasăm candidații. Păi aveți practic creionați da, pe sectoare? Practic creionați, numai pe sectoare și la nivel național. Da, îi avem pe absolut toți. Și toți își asumă acest risc. Deci să înțeleg că îi aveți, dar nu i-ați făcut publici tocmai pentru a nu-i expune din timp. Vom face public toată lista națională într-o singură zi. Cum face PSD obicei? Când ar trebui să fie ziua? Avem probleme în niște zone în care tot așa am fost vânați toate conducerea de la vârf, cu candidați cu tot al partidului și a trebuit să găsim soluții noi, trebuie să facem niște analize, niște sondaje în zonă. Și mai mult, dacă ați aflat acum, noi la Piatra Neamț am anunțat Dragnea, am lansat un program nou. Aceea cu PSD îți dă putere, adică din societatea civilă se pot înscrie pe lista noastră oamenii care vrea poporul acolo în zona respectivă. De exemplu, știu, avem un oraș cu o industrie. Și spune, domnule, la noi domnul Fănică, care e șef de secție la lăcătușerie și cel mai bine respectat. Și de sindicate și de tot ce. Cel mai bine respectat. Ăsta vorbește și cu conducerea întreprinderii, și cu primarul, și cu nu știu ce. Na. Și nu ai avut vreodată vreo șansă să... Ia vină tu în consiliu să spui părerea direct acolo, din partea grupului nostru, să-ți reprezinți oamenii. Vino pe lista noastră. Vino aici. Și atunci vei fi o voce de acolo, din zona, în zona de sus. Vii și de pumnul masă, și la primar, și la prefect, și la nu știu, că la modul ăsta. Vino și exprimă-te pentru comunitatea în care trăiești. Și deschizând și ușile sub forma asta, ar trebui să întârziem puțin lansarea candidaților. Că vom lansa candidații la nivelul național, adică vom prezenta toți candidații la primării și la consilii județene și la local, tot ce înseamnă consilieri, absolut toți vor fi prezentați oamenilor ca să-i vadă. Asta este obiceiul nostru al PSD. Noi nu umblăm ca așa de dreapta cu listele ascunse.
Mergeți pe încredere că știm noi cine am pus pe listă. Nu, la noi nu e așa. La noi, uitați, ăștia sunt. Aveți ceva de obiectat? Băi da, cu tăresc. De ce? Pentru că, în regulă, aveți dreptate. Locuim, punem pe altcineva din ce propuneți voi. Este PSD-ul. Deci PSD e un partid de mase. Nu e un partid de patroni, cum vrea să devină noul PNL. De super șmecheri, adică șmecheri ăștia, așa, șmecheri. Fabricanți, producători, proprietari de angajamente, de decid ei așa, decid cum le e mai bine lor. Apropo de implicarea președintelui Dragnea, mie mi se pare că e destul de vizibilă totuși, inclusiv, ca să fac așa o glumă, dumneavoastră ați fost recent urecheat de o intervenție a președintelui Dragnea pentru o scrisoare deschisă pe care ați transmis-o guvernului Cioloș. Deci totuși, cred că mai mult de atât ar da dovadă poate de s-ar fi acuzat de dictatură, nu? Nu, cred că e prima oară când îmi atrage atenția că am astfel de poziții dure față de miniștrii din guvernul tehnocrat, care ar trebui discutate cu toți acolo în conduce și recunosc că așa sunt mai coleg, mai revoluționari. Când miniștrii ăștia au înjurat și au insultat românii în general, nu pot să nu am reacție. Sigur că Dragnea ar fi cerut să avem o reacție concentrată, adică a PSD-ului, nu voci răzlețe. Adică ies eu și spun, mai este Cate Andronescu, mai este... Că Gabi Firea e purtător de cuvânt, adică vrea nu vrea, dragă de ea, trebuie să spună exact care sunt pozițiile oficiale, deși și este un foarte bun comunicator și de multe ori fierbe. Eu nu trebuie să mă stăpânesc să nu spun chiar tot ceea ce cred despre subiectul ei și nu încerc, că trebuie prezint puterea de punct de vedere oficial al partidului. Da, nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta, nu o reglăm tot în interior. Eu de obicei mențin pozițiile pe care le am și inclusiv când Liviu Dragnea a fost ținta unor atacuri. Mi-am păstrat aceeași poziție. Și pe vremea aceea, când era ținta unor atacuri, și interne și externe, primeam sfaturi de la alții mai puternici decât Dragnea, că trebuie să mă potolesc, că nu vorbește cu numele partidului. Și nu mi-am schimbat opinia. Și apropo de reglajul din interior, tot așa pe surse am văzut o informație că la o întâlnire informală a PSD-ului de la Turnul Măgurele, președintele Dragnea sfătuit cu ghilimele de rigoare o parte din membrii importanței ai PSD-ului, chiar din vechiul cabinet, să nu adere la fundația pe care fostul premier Victor Ponta a pus-o pe picioare. Care e povestea cu fundația asta și cum ar putea funcționa pe lângă PSD, cu PSD-ul sau în ce relații ar trebui să fie? Nu, nici pomenar. Am fost la acea întâlnire la vârfa PSD-ului și n-am. Aici au fost niște zvonuri legate de Dragnea, dictatorul, nu-i lasă pe ai noștri să scrie în fundația lui Ponta. Iată, războiul Ponta-Dragnea continuă, grupurile din jurul lui Dragnea și lui Ponta se războiesc. A fost o prostie. Adică cum funcționează fundația pe lângă PSD? Discuția acolo, la turnă, a fost așa. Fundația se va ocupa de promovarea proiectelor investiționale pentru România, Marea Neagră 2020. Adică ce n-a reușit dintre discuțiile internaționale cu investitorii să facă guvernul Ponta, pe motiv că a căzut, adică și-a dat demisia, guvernul vor face prin această fundație. Și foștii miniștri sau secretari de stat care au avut conexiuni și relații internaționale, se vor să țină niște seminarii sau să țină niște cuvinte la tot felul de întruniri astea pe teme economice, unde vin oameni de afaceri, investitori și așa mai departe. Noi la turnul acolo am discutat, măi, ok, mergeți. Dacă puteți să convingeți marile fonduri de investiții și tot cât de bine în România și de ce trebuie investit aici la poarta de intrare între Orient și Europa, e nemaipomenit. Dar nu uitați că suntem într-un an electoral în care mergem, cu siguranță vom câștiga alegerile la toamnă și vom avea guvern și mulți dintre voi miniștri faceți parte din departamente de specialitate care acum fac programele și ne fac cadrele. Dacă tu pleci 3 săptămâni în China, 2 săptămâni la Londra, o săptămână nu știu unde, să ții seminarii, te mai ocupi departamentul, ai departament mare, la nivel național, la unui partid puternic, cum e PSD-ul, te mai ocupi de așa ceva, adică îmbinați-vă, vedeți cum faceți. Fundația e ok, mergeți și țineți seminarii câte vreți, poate convingeți investitorii să vină în România. Dar de aici și până la interzice oamenilor, nu o spune nicio formă. Fundația e un lucru foarte bun. Eu le-am atras atenția public, unor miniștri. Și domnule, am înțeles că e în regulă fundația asta să țineți voi seminarii, mai ales dacă sunt deși recompensați extern, clar că unele foruri chiar plătesc lectorii, ca să zic așa, pe treaba asta. Zic, dar mai avem două fundații în partid. Avem Institutul Social-Democrat Ovidiu Șincai, care de ani de zile ne promovează tinerii, inclusiv în relații internaționale. În fiecare an, ISD-ul merge la Bruxelles cu 30-40 de tineri care primesc acolo tot felul de diplome.
două săptămâni specializare la Consiliul Europei. Toate țările participă din Europa cu tinerii lor. Și acolo pleci, te învață niște chestiuni fundamentale. Politică externă, relații internaționale și îți dă și o diplomă în care recunoaște că ai făcut școala aia la ei, e foarte bună. Așa, înainte de a lua școala, a face diploma la, de a lua diploma școala de la Bruxelles sau de la Strasbourg, te face o pregătire un an aici prin ISD. Și ne-am spus, dom'le, liniște, până să țineți voi seminarii dincolo, îmi trece puțin și pe la ISD să țineți un seminar mic de 15 minute și la tinerii noștri, care sunt viitoarele noastre cadre, așa ca opinie personală, iarăși, poate nu coincid cu opinia partidului, vorba lui Dragnea, dar opinia personală nu pot să nu mi-o spun. Adică, dragi miniștri, treceți voi puțin și pe la Institutul Social Democrat Ovidiu Șincai, până faceți voi seminarii internaționale. Sau treceți puțin și pe la Fundația Titulescu, condusă de Adriană Stase, că sunt stic de politică externă. Poate aveți nevoie de niște conexiuni, niște conexiuni adevărate, adică niște oameni grei internaționali pe care Adriană Stase, iată, invită tot timpul. Și vin ei în România. Nu se duc ai noștri acolo, ci vin aia grei la Fundația Turescu la Năstase. Și totuși membrii PSD nu s-au gândit să treacă și pe acolo. Pe da, adică s-au grăbit toți la... Aveți, adică le-am sugerat așa. Adică le-am sugerat acum cât e caldă chestia asta cu fundația domnului Ponta, cu care eu succes mult, maxim așa. Adică să țină seminarii peste seminarii și să vină trenurile și avioanele pline de investitori după seminarele lor aici în România, că așteptăm cu drag să creeze locuri de muncă și fabrici și uzine. Dacă ei se cred că o să vă fie recunoscător pentru urări. Domnul Ștefan, cu ultima întrebare, iarăși una delicată, dar eu nu o evit niciodată când vorbesc cu membrii PSD-ului. Motoarele duduie, vă pregătiți de alegeri, două alegeri anul ăsta. În paralel însă există și o problemă pe care o are și PSD-ul și președintele său. E un dosar penal pe care Liviu Dragnea îl are pe rolul instanței și ar putea să se dea o sentință definitivă inclusiv în acest an. Haideți să mergem pe varianta scenariului cel mai rău pentru PSD. Presupunem că Liviu Dragnea va primi o sentință cu executare. Asta înseamnă că PSD-ul va fi decapitat. Este pregătit pentru astfel de variantă PSD-ul? Ce alternative ar fi și cine ar trebui să preia? Nu este pregătit PSD-ul pentru această variantă. Vă spun exclusivitate. PSD știe că Liviu Dragnea a primit această condamnare la presiunile sistemului creat de Traian Băsescu, pentru că a avut curajul să conducă campania de demitere a lui Traian Băsescu și Băsescu și sistemul său nu l-au iertat. Când și-a luat condamnarea de un an cu suspendare pentru lucrul ăsta, nu pentru corupție, ci pentru că a condus o campanie și se spune acolo foloase nepatrimoniale necuvenite constând în voturi. Adică oamenii care au ieșit la îndemnul lui Dragnea, șef de campanie, să voteze demiterea acestui tiran numit Băsescu, da? Voturile lor sunt nepatrimoniale și nu le merita Dragnea. Deci, e aberant. În schimb, Băsescu, care este la televizor, încălcând Constituția și spune nu ieșiți la vot, boicotăm votul, nu pățește nimic. Când Dragnea a fost condamnat la un an cu suspendare, s-a pus cu tremur numai în partid. Deci în momentul ăla 750.000 de membri de partid cu familiile lor s-au simțit condamnați odată cu Dragnea și culmea 7,5 milioane de români care au votat pentru demiterea dictatorului Băsescu în 2012 s-au simțit trădați de sistemul ăsta care a condamnat pe Dragnea. Și reacțiile au fost atunci fulminante. Și voi ați scris imens despre lucrul ăsta. Deci noi nu concepem ca la acest proces la ICCJ Dragnea să aibă aceeași problemă. Am înțeles, a primit un an cu condamnare pe vremea când era Băsescu președinte și sistemul încă funcționa. Sper că acum, adică sperăm, suntem convinși că nu va risca nimeni să-i facă această nedreptate nu numai lui Dragnea, ci PSD-ului și stângii în general. Că cu astfel de menținere aceste condamnări, chiar și cu suspendare, ar fi o palmă dată la 7,5 milioane de români. Și dacă cineva totuși face lucrul ăsta? Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Deci n-am cum să vă răspund la întrebarea asta, pentru că nu concep altceva decât achitare. Ca orice om normal din țară, numai din PSD, ca orice om normal. Nu poți să condamni un om pentru că a condus o campanie prin care a cerut oamenilor să iasă la vot, da? Să-l demitem pe Băsescu. Am cerut-o toți, au cerut-o profesori universitari. Țineți minte meeting-ul la care au apărut mari actori români, cântăreți, artiști și așa mai departe. La campania pe rețele de socializare, la televizor, la radio, peste tot. Oamenii în vara aia fierbinte și toridă, că era un concediu, erau asta la coadă să voteze, să-l dea jos pe tiran. Și a venit pe urmă Curtea Constituțională și a spus, domnule, anulăm 8,4 milioane de voturi, între care 7,5 împotrivă, că mai era atâtica să faceți voi vorum.
și aruncăm la gunoi toate aceste voturi. Ceea ce a rămas totuși o lovitură în plex pentru societatea civilă. Atunci ar fi trebuit tinerii noștri frumoși și liberi să iasă mai mult în stradă. Și să spunem, este inacceptabil ca niște judecători la CCR să anuleze 1,4 milioane de euro. S-a întâmplat invers. Pentru această neobrazare, doamna primește condamnare. Și noi cum să ne simțim? Să ne punem problema că acum la proces se va menține treaba asta? Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Domnul Ștefănescu, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Vă mai așteptăm cu drag oricând avem lucruri interesante de dezbătut.